Iubiți credincioși, gândul acesta al judecății, al înfricoșatei judecăți, nu este comod. Cu atât mai puțin pentru omul modern, pentru că omul modern trăiește într-o cultură a corectitudinii. Noi suntem dominați de ceea ce înseamnă corectitudine. Și suntem învățați să respectăm niște reguli, să le aflăm înainte și să le împlinim. Și faptul că Mântuitorul nu vine la noi doar ca vindecătorul, ca cel care ne ia în brațe și ne ajută și ne ridică și ne mângâie, ci ni se adresează nouă și ca judecător, și noi mărturisim pe El și ca judecător, acest lucru este incomod. Este incomod, mai ales când vorbim de înfricoșătoarea judecată. Este atât de incomod încât celelalte culte creștine au pus această idee a judecătorului și a judecății din ce în ce mai la colț, pentru că ea a fost, desigur, abuzată în Evul Mediu, când biserica s-a folosit de această idee a judecății pentru a băga frica în oameni, ca să educe moral, zice, dacă nu faci asta, vei fi pedepsit. Dacă nu înveți să spui adevărul și așa, vei fi pedepsit. Deci, biserica, mai ales bisericile occidentale, că la noi ortodoxi, noi n-am avut situația de superioritate instituțională încât să ajungem să dominăm societăți. Foarte ras a fost lucrul acesta și sporadic. Dar s-a lucrat cu o pedagogie a pedepsei. Ceea ce, sigur, nu-i bine, că nu, credința nu trebuie să bage frica în oameni. Și om modern a venit și a zis ce a făcut biserica în Evul Mediu, sigur este greșit și e greșit. Dar, cum se spune în germană, a aruncat apa din, da, cu tot cu copil. Știți că se spune să arunci, când trebuie să îmbăiesc copilul, arunci apa, dar copilul ții. Și e acest cuvânt în germană că ai aruncat și copilul odată cu apa. Adică ai vrut să scapi de un lucru, dar ai aruncat și esența. Cam așa s-a întâmplat în epoca modernă cu acest gând al judecății. Nu ne mai place să venim la biserică să ne spună cineva de pedepse și de Mântuitorul Iisus Hristos care ne judecă, de oi și de capre, de iad și de rai. Deja numai ideea asta ce e iadul îi tulbură pe mulți și toată tematica ne dă, sau multor preoți le dă, incomodă, o evită. Zici, păi nu-i chiar așa, că o să fie bine și așa. Deci, nu putem exclude aceasta, nu putem nici abuza de ea, deci, dumneavoastră, nu veniți la biserică de frică, nu împliniți poruncile de frică, ar fi rău să faci așa. Deci, nu trăim de frica, de frica judecătorului, asta ne face să fim buni. Dar nu putem nici trăi dintr-o perspectivă în care e totul egal. Adică e egal. Oricum, la sfârșit, toți o să fie iertați, nu mai există niciun criteriu, e egal. Mântuitorul ne iartă, oricât ar fi, El ne iartă. Un fel de biserică este un fel de iertare prin definiție, mașinăria de iertat, las că oricum el a spovedit și părintele îmi dă și dezlegări, că părinții ăștia, mai ales din diaspora, da, aleargă după oameni. Ne iartă, nu mai ca la carte. Iertare după iertare, dezlegări, împărtășiri, nu-i nici chiar așa. Nu-i nici chiar așa, că nu poate să funcționeze. Nici în societatea aceasta, cum e ea căzută, nu funcționează acest lucru, de vreme ce dumneavoastră, când aveți o problemă cu moșteniri, cu așa, alergați la judecată, sau alții vă cheamă dumneavoastră la judecată. Deci, judecata are și ea rolul ei, iată, și într-o societate lumească, pentru că dacă n-ar fi justiție, cum să zic, e oricum corupție peste tot, dar și să nu fie deloc această justiție, ne-ar îngropa ăștia, înțelegeți? Deci, totuși e bine că există justiție și pe pământul ăsta, chiar dacă ni se pare că nu e cum trebuie, dar e gândul acesta de dreptate, zice, părinte,
fratele m-a dat în judecată, măcar sper, nu, dacă el e om rău, măcar judecătorul să-mi facă dreptate. Deci trebuie și la nivel duhovnicesc noi să acceptăm această idee a unei judecăți. Problema cum ți-o imaginezi sau cum ne spune Domnul că va fi judecată. Că dacă comparați sistemul de judecată al lumii, după orice tip de justiție, românesc, austriac, european, sistemul roman sau vechi sau nou, și ce spune Mântuitorul, există niște diferențe. Există niște diferențe. Care sunt diferențele acestea? Că nu este un complet de judecată cu acuzator și așa mai departe. E ca și cum de la bun început lucrurile sunt clare. Cum adică sunt clare? Păi omul de la bun început este oaie sau capră. Deci când vin la judecată, el este deja oaie sau capră. Adică el este, a venit deja cu ce este el. Asta înseamnă că judecata este în fața lui Dumnezeu doar o constatare. O constatare unei realități a ceea ce ești tu. Altfel spus, judecata în fața Mântuitorului sau întâlnirea cu El are și dimensiune de judecată, pentru că ea nu face decât să dea la o parte toate părerile sau îți arată lucrurile așa cum sunt. De judecata, cum ne imaginăm noi de la sfârșitul timpurilor, este de fapt întâlnirea noastră cu Mântuitorul Iisus Hristos și în fața Lui tu nu poți să te miți nici pe tine, nici pe El. Asta înseamnă că este întâlnirea cu noi înșine. Judecata este și o întâlnire cu noi înșine. Este întâlnirea finală cu noi înșine. O întâlnire totală în care nu te mai poți minți. De judecata am putea spune cu termen modern ca să înțeleagă toată lumea, ți-o faci în primul rând tu ție. Înțelegeți? Prin ceea ce ai acumulat în această viață, tu deja în fiecare zi, tu ți-ai făcut ție judecată. Mântuitorul nu stă undeva în exterior să-ți dea cu ciocanul, să-i zice, mă, ai călcat pe bec. Nu! Tu, prin ceea ce acumulezi, de fapt te îndrepți într-o parte sau în alta. Desigur, cu suișuri și coborâșuri, cu ocolișuri, cu întoarceri, că am avut săptămâna trecută fiul risipitor, deci există multe, multe șanse de întoarcere. Dar totuși această judecată este, de fapt, este o constatare a acumulărilor noastre dintr-o viață. Ăsta e primul punct. Al doilea punct este că oamenii care vedem noi că sunt, așa zicând, lăudați de Domnul și încredințați de această viață veșnică și de bunul lor, ei nu sunt conștienți că au făcut un bine. Asta pe mine e contradictor în toată această Evanghelie. Deci, oamenii aceștia care au făcut bine, ei n-au impresia că au făcut bine. Deci ei n-au impresia că s-au întâlnit cu Iisus Hristos și au făcut bine, deși ei făcuseră. Deci ei fuseseră la închisoare, la bolnav, deci toate aceste 5 criterii sunt valabile. Dar ei nu le-au înregistrat. Ăsta, iubiți credincioși, a trebuit să fie pentru fiecare dintre noi un fel de criteriu al felului în care noi venim la Dumnezeu. Nu vii cu contabilitatea faptelor bune, că atunci când vii cu contabilitatea, aia din prima deja s-a dus. Deci aia nu mai contează. De aceea zice Mântuitorul, să nu știe dreapta ce face stânga ta când faci milostenie. Deci tu, când faci bine, doar pentru a face bine, că știi că trebuie să faci bine ca să ai conștiința împăcată, să știți că binele ăla nu merge bine. Trebuie să faci bine din sufletul tău, să devină binele o ființă a ta, adică o stare a ta, și atunci tu nu mai contabilizezi faptele tale bune. Le faci că așa-ți vine. Le faci că e o stare a sufletului, cum vedeam noi la bunicii și străbunicii noștri, că erau oameni buni de la început până la sfârșit. Deci nu aveau un program în terminul zilnic, hai că acum am acolo 50 de euro, dar să vedem cum îi plasez ca să fiu 100% sigur că dacă fac milostenii ajung unde trebuie și să am și conștiința împăcată că de Crăciun am dat acești 50 de euro și cum să zic, e o faptă bună și trebuie să o împachetez, să o pregătesc pentru ca să am satisfacția totală, să mă gândesc la ea și peste o lună că am dat acești 50 de euro la un om sărac. Știi? Cam așa gândește un modern. Trebuie să fim conștienți. Deci noi ne pregătim, ne contabilizăm faptele bune și ne și hrănim din ele. Nu contează acest lucru. Deci nu contează corectitudinea aceasta.
Mântuitorul nu lucrează cu reguli puse înainte și după aceea împlinite sau așa. De vreme ce ăștia care au fost capre și ei n-au înțeles cum să treaba, ei zic, nu, Doamne, dar nu ne-ai spus nimic. Noi nu știm să ne fi întâlnit cu Tine. Deci ei se simt ok. Ei se simt că n-au nicio problemă. Ei și-au împlinit o datorie. Păi cum de și-au împlinit o datorie dacă nu s-au întâlnit cu Iisus Hristos în aceste lucruri? Ăsta e contradictor în acest tip de judecată și ea diferă foarte mult de judecata lumească. Deci când faci binele, îl faci uitând în același timp că l-ai făcut. Îl faci din toată inima și binele devine o stare a ta. Nu ți-l poți contabiliza și încet, încet îți dai seama că îl faci împreună cu Hristos. Cine sunt, al treilea punct, cine sunt aceștia mai mici? Sunt desigur oamenii nevoiași, deci, la închisoare, bolnavii, flămânzii, dezbrăcați, adică oamenii săraci. Am zis și în anii trecuți, nu putem interpreta metaforic aceste lucruri. Până în ziua de azi, cum zicea și Maica Tereza când venea în Occident și oamenii ziceau, uite ce faci tu acolo în slums, în India, ce lucruri frumoase faci, zice, uitați-vă că și voi aveți săracii voștri aici în Occident, ocupați-vă de-ai voștri. Deci nu e ca și cum să-i sărăcia undeva cu etichetă, doar în Africa sau în India. Sunt sub nasul nostru oameni bolnavi, oameni care au nevoie de ajutor. Și în parohia noastră. Deci nu trebuie să proiectați ca și cum sărăcia e doar aia când merge de scult și cu zdrențe. Sărăcia înseamnă nevoia fiecăruia dintre noi. Dar mai e ceva. Ceea ce e foarte frumos în această formulă. Aceștia mai mici sunt și copiii. Și se poate lega și de ziua de mâine, ca să mai destindem atmosfera la sfârșit, să nu credeți că e prea încărcată. Și ziua de mâine, și zi profană, cu ziua mamelor. Dar totuși, ceea ce face o femeie, primind un copil și crescând, dedicându-se lui, cu toate aceste și presiunea din ziua de astăzi, să ai și job și să și lucrezi, să și poți să faci copii, să-i și crești, tot acest greu pe care îl duc părinții. Iubiți părinți și bunici, se înscrie în acest lucru. Deci îl faceți pentru Hristos și cu Hristos. Crescându-vă copiii și dându-le puțin timp și dragoste, faceți pentru Hristos, deci sunteți acolo în grupa celor care, fără să vă dați seama că faceți un bine, dumneavoastră îl faceți. Și nu vă spun asta ca să vă laud, ci doar să vă dau încredere și să dau încredere oamenilor care se feresc de copii și nu vor să aibă copii și nu vor să aibă prea mulți copii. Sunteți acolo, deci faptul, zice Mântuitorul, mi-a asăcut acestora mai mici, se referă și la faptul de a avea copii, de a încuraja copiii tăi să aibă nepoți, că și bunicii poate să ajute mulți, nu că dacă zice, cum să fac eu mamă, că nu mă descurc. Zice, fă tu copilul și ajut eu să-l crești, ca bunică. Și automat deja tu intri în această categorie, fără să contabilizezi, cum am zis, dar ești în perspectiva aceasta ca ajungându-l pe acest copil să intre în viață. 10-15 ani, că de la 15 ani, vedeți, ai 10-18 ani, copilul deja nu mai are nevoie așa de puternic de tine. Deja tu ești acolo cu Hristos, ai fost cu Hristos și ești în Hristos. Deci criteriul este celălalt. Nu ce acumulez eu pentru mine, cât de drept și de corect sunt eu, ci cum am reușit să-l ajut pe celălalt. E un gând pentru început de post. Sigur, postul începe de-abia săptămâna viitoare, adică în 8 zile. Dar totuși e un gând acesta că judecata nu e o sperietoare, am putea zice bine, sau eu aș putea spune, sper să spuneți, bine că ești o judecată. Eu mă gândesc așa, bine că ești această perspectivă a unei judecăți să ne libereze, că măcar pe lumea cealaltă să văd și eu că ne liberăm de minciună, că există o dreptate. E și un gând liniștitor această judecată, vă spun eu. E o judecată nu doar înfricoșătoare, ați putea tăia acolo în calendar și ziceți duminica judecății care mă bucură, duminica judecății eliberatoare, duminica judecății bucuriei, pentru că e o judecată care arată lucrurile cum sunt și acest lucru nu poate să fie decât eliberator. Chiar dacă toți avem undeva păcate noastre și avem de ce să ne înfricoșăm, dar gândul că la sfârșit toată lumea, tot universul va veni la judecată este un gând eliberator. Este un gând eliberator și puneți-vă nădejdea că dacă n-ați primit dreptate pe pământul ăsta,
Ați fost oameni buni și nimeni nu v-a băgat în seamă. Ați vrut să faceți bine și v-au culcat alții în picioare, cum se întâmplă de cei mai multe ori. Puneți-vă nădejde în această judecată, care este, lucrează și acum, chiar nu se întâmplă doar o dată. Dumnezeu ca judecător lucrează tot timpul. Puneți-vă nădejdea și o să vedeți că trăiți altfel cu acest dor. Doamne, știu că Tu pe toate le vei judeca. Amin.